Nu cred că putem fi suspectați de o simpatie enormă pentru domnul Cristian Ghinea, fost ministru al proiectelor europene și așa mai departe. Cred că ai făcut lucrurile astea extrem de clare de când ai povestit de 10 ori cum l-ai prins la coadă la coprici și nu mai știu ce. Cred că s-a lămurit și domnul Ghinea, s-au rămurit și telespectatorii, pentru mine e clar. Cu toate astea, dincolo de comentarii, nu putem să ignorăm faptul că fostul ministru Cristian Ghinea vorbește despre, de exemplu, agricultură modernă, în timp ce unii care s-au documentat ultima dată până anii 70 cum se irigă culturile, încă râd când aud de irigațiile prin picurare sau aspersie. E una dintre probleme, pentru că se discută despre acest PNRR, că nu s-au trecut acolo în PNRR aceste programe pentru agricultură. Sigur că e o stare de mirare în legătură cu asta, dar mai sunt și alte probleme pe care le spunea domnul Ghinea. De la această stare de mirare, pentru că acolo Cristian Ghinea a lămurit lucrurile într-o abordare pe care am speculat-o și noi în această emisiune, înainte de a documenta subiectul, anume că modul în care voiau PSD-iștii să se regăsească irigațiile în PNRR, adică ca pe vremea lui Ceaușescu, să curgă și a râuri de apă peste holdele noastre, nu se mai practică în zilele noastre. E, a început Cristian Ghinea să vorbească și, din păcate, pentru Partidul Social Democrat, și pentru liberali, nu se mai oprește. Acum l-a luat în vizor pe domnul Căciu, ministru de finanțe, pe care îl acuză că e ca un taximetrist nouăzecist care umblă cu maimuța, dacă tot îi place lui să vorbească despre babuin. Adică a venit și a raportat cum stă cu deficitul. Guvernul a raportat ieri cum stă cu deficitul, zice că stă bine, stă pe un munte de datorii neraportate, zice domnul Cristian Ghinea într-o postare. Cea mai șocantă este bomba bugetară ascunsă în plafonare. 40 de miliarde de lei, ca să înțelegeți ce înseamnă asta, e mai mult decât costă autostrada spre Moldova din PNRR. E cât Angel Salini pe 7 ani. E mai mult decât fantaza domnul Boloș, am zis și eu domnul ca să punem așa într-o, decât fantaza Boloș să bage irigații în PNRR. Și aia, Boloș era la momentul respectiv ministru agriculturii. Și aia era o cifră scoasă din burtă pentru raportare. Totul a pornit de la o declarație de acum câteva zile a ministrului de finanțe Căciu, care raporta un deficit bugetar de 1,15% mai mic decât anul trecut. Era așa glorios cum ar veni domnul Căciu. Gloriosul zilei, da. Vorbește despre cheltuieli care au crescut cu 16%, domnul Căciu, în imagini, domnul Căciu, dar încasări care au crescut cu 22% față de anul trecut. Și e oarecum mândru domnul Căciu. Și apare domnul Ghinea și ne explică următoarele. Cum anume funcționează calculele domnului Căciu, pe care îl acuză că încearcă să escrocheze Europa. Bani în plus dați de dumneavoastră pe orice, dați de dumneavoastră de cetățean pe orice, spune Ghinea, înseamnă mai mulți bani la buget. O parte din costul la tot ce cumpărați merge la buget, asta știați deja, și noi am folosit această logică pentru a vă explica de ce guvernul nu a intervenit atunci când facturile erau impresionante asta iarnă. De ce? Pentru că din facturile acelea mari pe care dumneavoastră erați obligați să le plătiți, căci guvernul României era dezinteresat de siguranța dumneavoastră financiară, e bine, din facturile alea foarte mari încasa și guvernul foarte mult. Guvernul îi convenea atâta timp cât încă mai aveați bani să plătiți, chiar dacă apelați la ultimele economii. Bun, crește prețul, crește și taxa. Inflația, care ne ustură pe toți, spune Ghinea, la buzunare, e bine de precizat, le convine lui Nea Ciolacu și Căciu. Mai mulți bani de spart. O pâine mai scumpă înseamnă un TVA încasat mai mare, așa se laudă Căciu cu încasările. Că au crescut prețurile, noi să plătiți mai mult pentru orice și lor le vin mai mulți bani la buget. Și deși dumneavoastră trăiți mai greu pentru că aceleași venituri înseamnă mai puține posibilități, că produsele s-au scumpit, serviciile s-au scumpit, totul s-a scumpit. Banii s-au scumpit. Banii s-au scumpit, dar nu s-au înmulțit, decât pentru Căciu, care încasează mai mult. Deci Căciu se laudă în fața noastră că încasează mai mult de la noi. De parcă asta ar fi o reușită. În loc să se laude că are ANAF în subordine și se luptă cu evaziunea, nu? Mare evaziune și atrage bani la buget, nu, el se laudă că noi plătim ca proștii mai mult pe produse, servicii și orice altceva și pe cale de consecință a adus el mai mulți bani la buget. Păi așa o să se laude și Bușduveanu. Stelică Bușduveanu de la PNL, că a adus venituri la bugetul domnule, statului crescut, pentru că ne jupoaie pe noi, dar o să plătești în organe, domnul Buzean, o să spui, cât e locul de parcare? Se uită așa la tine și zice, consumați alcool? Nu. Atunci,
Poți să-mi dai un lob de ficat. Deci cam asta e situația în care se află domnul Crăciu. Se laudă practic cu această jupuială pe care o face. Ți-a dat în cap că mai degrabă e ceva ce trebuie să mușamalizeze, nu ce trebuie să promoveze. Dar sigur, domnului Crăciu i s-a părut o idee bună să vină să vă arunce în față acest mare succes, că v-a jupui de bani. Cam asta este ideea într-un final. Cam asta e sinteza postărilor domnului Ghina. Când are dreptate, îl cităm, pentru că până la urmă e normal când un om are dreptate să consemne lucrul acesta. Maimuța e următoarea, în schimb, ca lucrurile să fie foarte clare și comparația cu taximetriștii anilor 90, că vă dați seama, ziua de azi nu se mai practică așa ceva, se explică în felul următor. Maimuța, spune domnul Ghinea, se ascunde în ceea ce nu se raportează și nu se raportează foarte multe miliarde, foarte multe, care vor trebui raportate totuși la final de an, când va fi degringoladă la deficit. Acest bilanț intermediar nu include. Ca să știți ce n-a inclus domnul Căciu când v-a prezentat cifrele astea triumfaliste. Când a venit el cu vestea bună, domnul Căciu. Țeapa cu concediile medicale, unul la mână. Plata concediilor medicale e amânată. A amânat plata la concediile medicale. Dacă vă îmbolnăviți în perioada asta, statul le va da țeapă, citesc în fostul ministru al proiectelor europene, angajatorului dumneavoastră. Ca fapt divers. Următoarea țeapă. Țeapa cu TVA-ul. Asta e clasică, e o regulă PSD-istă. Partidul Social Democrat nu restituie TVA-ul la timp. Chestie care ajută la raportări, dar de fapt ascunde o bombă cu efect întârziat. Dobânda pe prostia PSD, spune domnul Ghinea, și ne-a plăcut formularea, așa că am citat-o în această emisiune. Costurile cu dobânzile mărite se văd doar puțin încă, dar tot mari sunt. O să vedeți și cu dobânzile cum stau lucrurile în momentul de față. Și atenție, observația de final... Țeapa cu plafonarea. 40 de miliarde de lei pentru plafonarea de la energie lipsesc din acest bilanț de moment. Ăsta e costul estimat de ANRE. ANRE fiind grădinița aia în care și-au strâns ei toți copiii partidului și hrănesc cu lapte de la stat. Au găsit acolo un loc să stea liniștiți. Cu bagnote de la stat. Cu bagnote multe de la stat, să stea liniștiți. Omul de partid care trăiește pe lângă partidul statului. Așa și fi. E hrănit cu... verzituri. Ca așa se liniștește. Acum merge și cu dolari, că e cam câte euro-dolari. Da, dar ce îmi place, domnul Zanfin, în timp ce citează dumneavoastră, da, pe ecran figura domnului Căciu, care semnala foarte bine ceea ce citați acolo, are acest aer, domnul Căciu, și o să fac chestia asta și nu o să se prindă, le scop alea, pac, bag așa, dau așa și o să vedeți că fac... Crez eu cumva din nimic o veste bună. Deci uitați-vă dumneavoastră cu figura aceasta, crede domnul Căciu că păcălește până la urmă. Sigur că e și un public pe care îl păcălește, deși mă îndoiesc că și publicul Partidului Social Democrat, cred că uitându-se la domnul Căciu, suspectează că ceva e în neregulă. Adică și cei de la PSD, admiratorii PSD-ului, nu creu greu de votanți ai PSD-ului, uitându-se la domnul acesta, bă, stai o șmecherie cu el, nu se poate, ceva e acolo. Deci cumva, până și ei cred că bănuiesc că ceva e în neregulă asamblat acolo. Cine, domne, să bănuiască? Votanții PSD-ului, domnul Zanfir. Votanții PSD-ului? Eu credeam că votanții PSD-ului sunt încântați că le-a ieșit, ca să citesc în China, schema cu Maimuța. Maimuța, le-a ieșit Maimuța. Că se umblă schema cu Maimuța. Maimuța. Nu Maimuța, da. Nu. Schema cu Maimuța. Adică, domnul Căciu, să vorbim în termenii ăștia. Bineînțeles că schema cu Maimuța. Asta vreau să e o licență politică, văd, dar poate să fie și jurnalistică, pentru a descrie ce se practică în aceste momente la Ministerul Finanțelor. Asta se practică. Schema cu Maimuța. De către cine? De către Căciu. Bine, posibil și PSD-ul să vivă cu schema cu Maimuța când ne-a vândut un angajat al partidului pe post de mare specialist în economie. Că el era angajatul partidului și al unei primării deținute de partid. Bine, nu m-ar surprinde să fie cu complicitatea PNL-ului, căci domnul Căciu, dacă nu vă amintiți, încasa în 2020 și de la Ministerul Dezvoltării Rurale și Agriculturii, condus la acea dată de liberali. Ce? Deci, n-ar trebui să ne mire, cred că e omul tuturor. Bun, acum, pe de altă parte, aș vrea să mai livrez și această veste bună cu care v-am amenințat încă de la finalul orei trecute. România a ratat prima, zic ce de la G4 Media, România a ratat prima plată de 2,6 miliarde de euro, plată care trebuia să ne fie făcută, nu făceam plata, așa, 2,6 miliarde de euro din PNRR, pe care o doream la final de lună iulie. Comisia Europeană a spus că rezultatul evaluării se amână pentru luna septembrie. Acest PNRR are un istoric în relație cu noi. Ne-a spus domnul Klaus Iohannis, cred că la mijlocul pandemiei, într-una apare
președintele de facto al PNL-ului, livrându-ne continuu această idee și o să vină banii din PNL și o să vedeți că vor veni acești bani. Noi suntem amenințați cu banii ăștia, într-una pare că e mai degrabă ceva de care trebuie să ne ferim. Domnule Buzăianu, ne suntem amenințați cu banii ăștia de o amenințare care nu se bazează pe nimic, așa că n-ar trebui să ne temem, pentru că am ratat deja prima tranșă din PNR. S-a rezolvat. Am scos. S-a rezolvat. Îmi stătea pe suflet. Nu mai puteam să o țin în mine. Da. Voiam să vă spun. Știți că guvernul liberal condus de Ciucă, mare specialist. Mare, mare specialist. Păcat că n-avem de apărat niciun fel de pod, așa că nu-mi dau seama în ce ar fi specialist domnul Ciucă, a ratat prima tranșă din PNRR. Ar trebui, vreți să intrăm în procedură de breaking news, nu? N-ar fi de anunțat, de alertat, un mare succes al guvernului PSD, PNL și, bineînțeles, UDMR. V-a mai răspuns Laurent Tantal sau cum îl cheamă? Noi rămânem în continuare și pe treaba cu UDMR-ul. Să mai sunăm în direct pe finalul emisiunii, dar nu-i spuneți ca să nu fugă de telefon. Bun, deci practic avem această ratare, l-am văzut semnând niște contracte la un moment dat pe PNRR, domnul premier era la un moment dat cu niște primari, așa că, domne, să facem, să vedeți niște proiecte, să nu știu ce, era așa într-o stare. Domne, de ce nu vine într-o stare inaugurală și la inaugurarea acestei ratări? De ce n-au organizat o conferință de presă cu toți liderii coaliției frumos la masă? E toată preza prezentă? Da, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Deci cum au ratat prima dată? Tămânuța așa cum taie ei tortul. Da. Ai văzut cum taie ei tortul? I-am văzut ieri. Ceva mai penibil atât ai văzut la viața ta? Din potrivă, dar cred că vor mai urma imagine. Dacă stau un pic și plonjez în memorie, găsesc. Dar și ei sunt mari. Sunt mari. Da. Bun, cu cuțitașele alea două să facă un tort așa pe care să scrie PNRR și când vin cu cuțitul să taie o felie, să se oprească și spune nu, momentan nicio felie din PNRR. Jurnaliștii de la G4 Media au obținut un răspuns în exclusivitate de la Comisia Europeană. S-au dus direct la sursă. Și ce anunță Comisia Europeană? Vă spun imediat. Comisia Europeană a anunțat în exclusivitate pentru G4 Media că prima cerere de plată depusă de România pentru PNRR nu va fi aprobată la finalul lunii iulie. Luna asta. Deci, practic, ar putea să ne livreze ca o veste bună. Deci, ei sunt genul care, uite, ai văzut domnul Căciu ne livra acel bilanț care era unul defavorabil, unul al jupuielii populației și el ne-o livra ca poveste bună. Și ca să dăm și răspunsul explicit al comisiei. Da. În general, dar noi avem general premier, nu suntem în general. În general, comisia transmite o evaluare preliminară a cererii în curs de 2 luni de la primirea acestea. În general. Da. Pentru a oferi timp suficient pentru finalizarea acestei evaluări, autoritățile române au decis, în acord cu Comisia Europeană, să prelungească această perioadă până la data de 16 septembrie. Adică românii au spus, stați, domne, că nu e nimic. Domne, bani avem, doamne, ce? Păcatele noastre. Unde vă grăbiți așa? De ce mai rău? Aprobăm cererea. Nu e, domne, stați liniștiți. De ce mai rău? Cumva și noi am zis, domne, nu avem nevoie de bani ăștia. Mai încolo, dacă chiar insistați, în principiu bani avem. Da, acum dar nu au vrut autoritățile române să ajute ele, Comisia Europeană, cu niște bani. Acum înțeleg titlul, că titlul cumva te induce în eroare. România a ratat prima plată la nu, de 2, a refuzat prima plată. Domnul Zanfi, România a ratat prima plată de 2,6 miliarde de euro pe PNRR. Deci pare că noi facem plata. Deci senzația este că noi în curând o să dăm noi bani cumva acolo. Nu m-ar surprinde. Deci nu m-ar surprinde să ajungem noi să plătim acolo. Deci în disperarea în care funcționează România, autoritățile de la București s-au dus așa relaxate, cum le vedeți. Pac, 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 pac. Ce pac, 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 pac? Cu avionul, vă dați direct, cu avionul privat, cu ce se duc ei. Normal. Că nu s-au dus cu trenul. Da. Așa, cu trenul România nu știi dacă ajungi la destinație, cum să vrei să călătorești. O să auzi acolo la Bruxelles și au spus, măi, tot aud că vă grăbiți ca să ne dați bani. Păi da, nu vreți bani. Noi? Ne face săraci? O atitudine asta. Uitați-l pe domnul Ciucă. Uite-l că a prins. Nu, că bani ce modest era la preluarea mandatului și uitați-l acum. Face podul pe spate la declarații. Da, domnule, da. Da, normal că le-am spus, n-am nevoie de banii voștri. Am plecat, hai, v-am pupat. Păi vrei să faci și noi emisiunea așa, cum face Ciucă declarații? Domnul, lasă-te pe spate, domnul Buzăianu. Dar trebuie să vorbim mai rar, trebuie să vorbim mult mai rar, trebuie să vorbim foarte rar. Dacă să vorbim am vorbi precum domnul Ciucă în 2 ore de emisiune cât avem noi, n-am apucat să prezentăm niciun fel de subiect. Am avea timp doar să amânăm o plată de la PNRR, că n-avem noi nevoie de bani, domnul Buzăianu. Trebuie să facem cu schimbul, tu poți să asamblezi cuvintele și eu bag găurile. Vrei să tăiem și un tort împreună? Nu s-a afirmat, mai avem un pic și... Păcat că nu ne-am îmbrăcat la fel. Și tăiem guvernul împreună. În care așteptăm în continuare. Pare deja tăiat de pe lista electoratului. Dar cum așa? Cum să-ți spui tu de la București? Nu-i nicio grabă cu banii. Nicio grabă nu avem, dar n-am nevoie de ei. Eu am înțeles pe surse politice, domnul Buzăianu, că inițial au spus, măi, nu vrem banii ăia, ne mai deranjați. Mă rog, s-au explicat, chiar vulgar. Băi, cați cu banii voștri de aici, ne jigniți. Da. Și eu insistat, domnule, trebuie să-l luați, că altfel e ciudat. Bine, domnule, dar mai încolo, nu acum. N-am un să-i țin, am prea mulți bani.
Dar de ce guvernul de la București nu se grăbește, domnule, să atragă banii ăștia? Domnul Zanti, ce face, de unde are guvernul de la București bani? Atmosfera este că bani avem. Din parcările, din capitală, poate domnul să vă ajutăm noi cu niște bani, o să ajungem în situația asta în care o să zicem, domnule, vă văd așa un pic amărât și cu gazul și cu vădân și gaz. Vezi că tot timpul când îi întreb oamenii ăștia, îi vin să-ți dea o veste bună. Ministerul Agriculturii, oricare a fost și domnul Daia și ălaltul era mai angrenat în treaba asta, tot timpul vrea, domne, avem grâu, doamne, păcatele mele, o să fie pâini, mă, cât o să fie. Deci tot timpul vin să vă livrez o veste bună. Domnul Câciu a găsit o veste bună de nimic. Pur și simplu vă explicam un pic mai devreme dintr-o chestie care e mai degrabă ceva ce a pricinuit guvernul. Deci nu e ceva ce a obținut, ceva ce va pricinui guvernul, el vă livra ca poveste bună. Deci oamenii ăștia vă dau într-una vești bune fără să aibă nimic la îndemână. Deci asta cu gazele, domnule, gaze o să fie. Deci declarația asta lui Ciolacu, da, domnul Buzeanu? Da. Ia să închidă mărușii robinetul. L-ai văzut? Nu, asta n-am prins. Superbă. Domnule, că dacă închid rușii, dacă închid rușii, ce? Era Marcel Ciolacu, ziceai că stătea pe o pungă de gaze. El părea că are niște gaze. Era plin de gaze. Are atmosfera asta așa, domnule. Dacă închid rușii, ce, era așa ceva de genul... Mamă, iarăți-mi ce cucu rușii. Așa, dacă închid rușii, ce? Păi România. România ce, mă? O să vedem cât putem să-i ajutăm și pe aia din jur. Altă întrebare. Păi, deci părea aici că ești... Ce amiratele... Părea că ești OPEC-ul. Dom'le, ce e OPEC-ul? Așa îi se mai zice România din când în când. Da. Tot, petrol, gaze, gaze, ce vreți? Diamante, orice, ce aveau, avem tot. Deci e o atitudine la nivel guvernamental. Țara asta moare de foame, n-avea, uite, am stins lumina pe Calea Victoriei. Vedeți, pe Calea Victoriei stinsă lumina. Filmați, domnule, pe Calea Victoriei. Sărăcii ăștia nu mai au bani să țină lumina aprinsă pe Calea Victoriei. Dacă vrei să parchezi aici pe banii ăia, ai niște bani la tine și vrei să parchezi, nu găsești locul de parcare. Foarte mulți bani la tine. Da. Deci uitați-vă puțin cum arată Calea Victoriei, da? În timpul săptămânii. Faci, doamne, iartă-mă, accident. Dați imagine, puteți să focalizați pe spatele meu? Vă rog, vreau, mă dau mai așa, mă. Mă și ridic dacă e nevoie. Dar stai un pic, mă, că până la urmă poate e vorba de economiile alea. Dați-i și cu gemuleț. E vorba de economiile alea ce trebuie făcute, 15%. Din noapte va fi întuneric. Și cu noaptea asta? Știi că e expresia aia clișeică? Noaptea minții. Asta e. Deci noi nu mai avem bani de lumină pe stradă, ca să mă exprim așa. Da. Și cu toate acestea, atitudinea lui Marcel Ciolacu e că n-are el nevoie de gaze, că el gaze are o grămadă. El personal are, vă spun, l-am analizat. Atitudinea lui Ciucă, nu mișcă nimic fără Ciucă, e că nu ne grăbim cu banii din PNRR. Păi, domnul Buzeanu, domnule, poate nu știm noi ceva, poate s-au descoperit niște mine, domnule, de ceva. De diamante, mă gândesc. Mine de aur. A început exploatarea de la Roșia Montană, scoatem așa pepita de aur și o prăduim pe Piața Neagră și strângem bani la buget. Am intrat în rezerva de aur a Băncii Naționale. De unde sunt banii care îi liniștesc pe oamenii ăștia? Ei n-au fost în stare, oameni buni, să dea tichetele alea sociale la timp, să se ducă pensionarii să-și cumpere taco, burrito și aripioare ca în Kentucky sau de unde e colonelul. Asta e reclamă? Da. Păi să duc la KFC și la Taco Bell, domnul Buzeanu. Astea sunt două dintre magazinele, dintre companiile, unde poți să te duci cu tichete sociale ca pensionar. Na, că am zis-o și asta pe asta. Situația. Păi ce să, da două denumiri. Mai vrei să dau unul, mai dau unul. Dacă așa a stabilit guvernul României până la urmă, păi doamne, nu trebuie să prezint informațiile pentru telespectator, să le pot spune? Apropo de guvernul României, domne, a fost primit domnul Rafila din guvernul României, cel care se și impersonează așa un pic în ideea că cine știe, poate așa cum, cine știe cum se fac cărțile, poate chiar candidează la președinția României. Iar? Domnul Rafila. Iar a început. S-a dus domnul Rafila la Iași. Și a fost aplaudat de către oamenii de acolo, s-au adunat oamenii, a fost aclamat pur și simplu, este extrem de iubit domnul Rafila. Deci, practic, vedeți dumneavoastră, există două, trei persoane iubite acum în momentul de față, Notătorul și domnul Rafila, care și el înoată în tot felul de decizii extraordinare. Hai, pare că vedem. Băltește. Băltește. În tot felul de decizii așa extrem de interesante. Hai. Și, da, vedeți, vă spunem după aia, domnul Rafila înțeleg că vrea să ia și ambulanța de la gură. Ia să vedem, domnul Zanfir, ce s-a întâmplat la Iași. Hai să vedem ce s-a întâmplat la Iași. Așa a fost întâmpinat la Iași Alexandru Rafila. Ministrul Sănătății a fost prezent în fața Palatului Culturii pentru a participa la evenimentele cu ocazia Zilei Naționale a Ambulanței. Invitat să vorbească, ministrul a fost huiduit de oamenii din fața scenei care s-au strâns la un protest spontan. Mi-a plăcut foarte mult un vers de acolo în care spunea că dumneavoastră, noi, profesioniștii din sănătate, suntem unealta lui Dumnezeu ca să salvăm vieți omenești. Așa este. Și cred că la un astfel de moment festiv,
momente festive în ambulanță. Cei aproape 20 de protestatari care nu i-au dat pace lui Rafila au adus cu ei drapelul național, dar și bannere cu diferite mesaje, precum afară cu OMS din țară. Oamenii aflați în spatele medicilor care îl ascultau pe ministru au țipat cât au putut și i-au huiduit nu numai pe Rafila, ci pe întreaga clasă politică. Primarul Iașului, Mihai Chirica, de asemenea prezent la ceremonii, a încercat să liniștească atmosfera și le-a cerut celor pe care i-a numit antivacciniști să-i respecte pe salvatori. Am înțeles, nu vreți să vă vaccinați, acum nu vă invită nimeni, le-a spus edilul protestatarilor. Păi oamenii ăștia îmi dau senzația de vietnamezi care continuau războiul când se terminase. Ăștia au senzația așa, bă, s-a terminat, gata! Soldatul japonez? Sau japonezii Soldatul erau. Japonez, da. Care n-a... Și când au trimis autoritățile nipone, da, niște militari să vorbească cu el, vrei, liniștește-te, suntem cu tine. No, asta e o iscrocherie. Pam, 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 pam. Deci poți să-i trimiși și pe capsalii la oamenii ăștia, tot nu-l cred. No, te-ai vândut? No. Nu mai vrea nimeni să vă vaccineze, ca să n-avem niciun fel de discuție. Tu, practic, nici atunci nu prea au vrut așa. Da, insist la nimeni niciodată, ca să fim extrem de sincer. Da. Domnul Rafila este așa, zici tu, într-o stare de asta prezidențială. Are ceva așa, are ceva să pară. Sigur, eu pot să preiau președinția, dacă, dar nu facem alegeri, nu mă compromit. Dacă mă proclamați președinte, sigur, pot veni să ajut, să salvez, am salvat oameni, pot salva și o țară, nu niciun fel de problemă. Dar domnul Rafila, care era reprezentantul României la OMS, dincolo de glumițele acestor oameni care încă se mai luptă cu pandemia și mascarada, domnule Buzăianu, a avut ceva de comentat domnul Rafila, reprezentantul României la OMS? Da. Când OMS s-a demonstrat a fi o organizație de tip politic în slujba Republicii Populare Chineze? Domnul Când Rafila... marxist-leninistul pus șef la OMS, primul șef OMS care nu e medic, da, da? Și vine dintr-o, nu știu, din Etiopia, nu știu de unde fuseze, de acolo, da, marxist-leninist, avea de-alea stele roșii, Secera, Ciocanul, păi era cum îi place Chinei să fie. Și e în continuare. Păi da, nu s-a schimbat, că e și constant. Avea domnul Rafila ceva de comentat când OMS a tras de timp cu declararea pandemiei și toate cele, când OMS chiar a fost organizația despre care președintele american la acea dată spunea că nu mai trebuie finanțată de Statele Unite ale Americii? Domnul Zafi, din potrivă, domnul Rafila era în viețile noastre, venise cu acele cu son și era prezentat în toate studiourile. Asta era momentul de prestigiu al domnului Rafila, așa era el introdus. Și reprezentantul României la OMS, așa era și el avea acele cu son tot timpul la gât, pe care probabil n-am văzut, n-am focusat foarte mult, dar intuiesc că asta scrie acolo, reprezentantul României la OMS. Domnule, OMS-ul este o instituție. E o întâmplare ce trebuie mușamalizat, ce trebuie cumva... Asta e opinia noastră. Să te lauzi. Bă, nu e opinia domnului. Nu, e opinia noastră, domnul Buzăianu. Compromis, domnul Buzăianu. Domnul Buzăianu, eu îmi amintesc o discuție pe care am purtat-o cu un ministru al sănătății pe care îl respect, da, în continuare, și mă refer la Nelu Tătaru. Da. Nelu Tătaru a fost un ministru al sănătății funcțional într-o perioadă excepțională din punct de vedere al greutății gestionării evenimentelor. Și a fost când era greu de tot, a fost ministru. Și pe Nelu Tătaru, noi în direct, l-am întrebat dacă mai poate fi Organizația Mondială a Sănătății o instituție pe care să o luăm în calcul, având în vedere, atenție, cum a gestionat lucrurile la începutul pandemiei. Deci să nu uităm ce s-a întâmplat atunci. Și Nelu Tătaru a zis, vom vedea când trecem prin perioada asta ce și cum. N-a spus, aoleo, să nu vă atingeți de OMS nici cu o vorbă rea. N-a spus, OMS este sfânta divinitate a sănătății globale? Nu a spus nimic. A spus, haideți să discutăm. A dat un răspuns de ministru într-o perioadă dificilă. Hai, domnule, vorbim după aia. Lasă-mă cu OMS. Am așa reacționat. În primul rând l-am apreciat pentru sinceritate. În al doilea rând mi-a confirmat suspiciunile. Că în perioadele cu adevărat complicate, OMS-ul nu poate fi de încredere, domnul Buzăianu, ca așa să fie OMS când nu-i nicio pandemie, nu-i nicio boală care să devasteze continentul sau planeta, nu e mare lucru să dai așa niște sfaturi, aveți grijă, spălați-vă pe mâini, protejați-vă, sănătatea importantă, vedeți să nu muriți, cum mai zice OMS din când în când. Da. De atunci, pentru noi, ca să o emisiune de autori, o emisiune de opinie, nu este o informație aceasta, dumneavoastră vă puteți încrede în continuare, dar pentru noi, la nivel de opinie personală, OMS e ceva ce nu trebuie luat în calcul. Pentru, de către noi. Dumneavoastră puteți să-i luați în calcul. Sigur că da. Tot, nu e nicio problemă să fie marxiști-leniniști care să ne spună cum să gestionăm pandemiile.
gestionate, ați văzut și dumneavoastră cum. În ce manieră? Bun, o întâi și o vedea, pentru că deocamdată OMS-ul mai vine cu ceva, mai ambalează ceva, o stare de alertă în legătură cu această variola maimuței. Sigur că până acum nu se susține această stare de alertă. De aceea privesc cu suspiciune la deciziile pe care le ia omul ăsta, că până acum nu prea l-am văzut de ce, nu prea am înțeles de ce ar fi trebuit luat în serios acest individ de la OMS. Pare mai degrabă instrumentul Chinei. Dar acum, apropo de situația asta pe care o traversăm aici în regiune, avem un nou necaz în ceea ce privește domnul Zelenski. Domnul Zelenski apare în Vogue împreună cu soția sa, doamna Zelenska. Și ce este? Sau Zelenska. A apărut în Vogue și este scandal foarte mare, pentru că și oamenii au zis, domne, e un pic cam prea mult. E un pic cam prea mult, domnul Zelenski. Ce are domnul Buzean? De, a apărut îmbrăcat, păcatele mele. Ce ți se pare prea mult? Domnul Zanfir, am văzut și tot felul de ironii care nu și-au locul, păcând, nu știu dacă mai se organizează această revizie, păcând și domnul Zelenski în Playboy, de exemplu, se pune problema. Domnule, parcă e un pic cam prea mult. Sigur că, pe de-o parte, admiratorii lui Vladimir Putin, domnule, au o problemă radicală cu omul acesta, pentru că omul acesta nu i-a predat țara lui Vladimir Putin, creând tot felul de prejudicii de imagine lui Vladimir Putin, și acum Putin este denumit criminal din cauza acestui om care nu i-a dat țara lui Vladimir Putin. Ei orice ar face omul ăsta, se vor instala într-o stare de asta de nemulțumire. Domne, uitați-vă, e posibil așa ceva. Da. Bun, există această categorie care imediat se înarmează când apare domnul Zelenski în cadrul orice ar face. Da. Bă, dacă îl critică oamenii, nu înseamnă neapărat că e bine această situație prin care se trece aici. Sigur că argumentul în favoarea acestei apariții extrem de controversate în Vogue a domnului Zelenski, argumentul este că omul încearcă tot, dacă ar fi să o luăm așa, cam cum și-ar proclama el necesitatea apariției în Vogue. Cum ar veni, acum ești avocatul domnului Zelenski. Ca să nu zic propagandistul. Ca să nu spuneți chiar propagandistul, deci avocatul domnului Zelenski, adică dacă ar fi oficiu de PR pentru domnul explicați-mi, vă rog. Dacă ar fi să argumentăm totuși această apariție, trebuie să o argumentăm în felul următor. Mi pare totuși un om care prin fel și chip încearcă în toate felurile să aducă în fața opiniei publice cauza Ucrainei, care pare a fi uitată, pare a fi cumva izolată într-un locșor de ăsta așa, din ce în ce mai tenebros. Dom'le, nu știu, se întâmplă ceva pe acolo, nu ne mai băgă și așa mai departe. Și atunci omul, cu toate mijloacele pe care le deține, apariții în Vogue, apariții oriunde, la Cannes, apariții oriunde, vine și o ia pe soția lui de mână și povestește ce se întâmplă la el în Ucraina. Poate să fie argumentată această apariție și așa. Pe de altă parte, oamenii vin și spun, bă, acolo moare lumea și acolo, tot shooting e și ăsta. Atenție, tot un shooting a fost și aici. Există și genul ăsta de abordare. A tras niște poze. Moare lumea în Ucraina, acolo mor oamenii pe capete apărându-și țara, iar domnul Zelenski își face poze și așa mai departe. Da, domnul Zelenski, parte din funcția domnului Zelenski este și asta, de reprezentare. Domnul Buzoianu, partea de reprezentare. Da. Da, acolo e război. Da. Că nu suntem cu rușii, ca să spunem că e operațiune militară specială. Da. Și acolo, pe timp de război, că vor ea de la Vogue să-și vândă publicația, pot să înțeleg. Deși mi se pare o meschinerie și ce au făcut ea de la Vogue. Așa, jurnalistic vorbind. Dar tu care ești părintele națiunii acolo, voi înțeleg că așa e abordarea. Mama și tata. Zelenski și Zelenska. Da. Dom'le, accepți în timp ce ai oameni îmbrăcați așa care mor pe frontul ăla de est să îmbrați niște fotomodele în costumație militară ca să ai un cadru interesant? Adică să faci o regie de asta, de genul, nu știu, mă gândeam că atunci când vrei să atragi atenția asupra cauzei și ești complet îndreptățit să o faci, să dai niște imagini de pe front de acolo. Că aici vedem un shooting în stil Army, Glossy Army. Nu pare că îți arde să te echipezi, să te costumezi, să te lași... M-am uitat pe comentariile de pe contul de Instagram al celor de la Vogue, m-am uitat pe acele comentarii și păreau totuși oameni mai degrabă, nu păreau dintre putinici, adică nu păreau niște răuvoitori, dar cumva un pic deranjați de acest pas nou pe care îl face cuplul Zelenski în a prezenta situația din Ucraina. Pare că totuși nu, adică pare că nu, zona asta de Vogue, de modă, pare că nu ar trebui să intre în zona de război. Sigur că și echipamentele militare au o ținută, ai văzut că la parade ți arată cum se îmbracă și așa mai departe. Dar pare că, dar eu vin cu acest argument în favoarea lui și mi se pare extrem de solid. Domnul Zelenski trebuie să-și prezinte cauza oriunde, pentru că în acest moment se pare că s-a cam uitat de ce se întâmplă în Ucraina. Oamenii își văd de viața lor și poate e bine așa, poate e bine așa până când începe să nu mai fie bine așa, pentru că începe să strige ce se întâmplă acolo. Păi da, domnul Buzeanu, dar poate să aibă și efect de recul, domnul Buzeanu. Da. Știi că există și o strategie a gestionării imaginii. Da. Te trebuie să sunăm un consultant politic care
să fie priceput pe așa ceva, care îți poate vorbi despre, unu, supraexpunere, în momentul în care apar prea mult. Oamenii, ca să vorbesc așa ca un pesedist la care mă gândesc, oamenii sunt ființe umane. Și ființele umane sunt supuse unor anumite criterii de analiză. În sensul în care, oricât de mult și-ar dori să se solidarizeze, sunt lucruri care declanșează reacții adverse. De exemplu, un om care apare non-stop la televizor, da, la un moment dat, va stârni și antipatie. Bă, dar ești chiar non-stop. Va stârni și antipatie. Da. Când pe fiecare canal de comunicare, da, îți apare același cetățean, e posibil să își supra-rodeze imaginea. Supra-erodeze imaginea, mai bine spus, că el vrea să o rodeze, dar o erodează. Se discută și în cheia în care a fost o capcană ce a fost întinsă. Se discută și ajunge, da, imediat cred așa. Cred că și de la Vogue au întins o capcană. Cineva l-a învățat pe domnul Zelenski să apară peste tot. În regulă. Dar când apare peste tot, există riscul să te decredibilizezi. De exemplu, domnul Buzeanu, ești de acord cu mine că nu te-ai duce în orice emisiune de televiziune dacă ai fi invitat? Cu mâna pe inimă spun că da. Ai refuzat vreodată anumite emisiuni pentru că te-ai gândit că, domnule, nu e cazul să apar acolo? Da. Înainte de a avea propria emisiune? Sigur, sigur. De ce? Că erai jurnalist. Și atunci, nu aveai nevoie de expunere? Nu voiai să-ți transmiți mesajele tot timpul? Nu, ca, nu cadrul respectiv care mi era livrat, sigur că nu era ceea ce îmi doream, un loc în care îmi doream să apar. Sigur că aici nu cadrează Vogue-ul, zona asta de fashion, cumva, merge, cu ideea de război. E ceva groaznic. Bă, război e ceva groaznic. Văd poze, că de asta vă spun că așa a tratat superficialul, că eu mă uit la poze și văd ce se întâmplă acolo pe front. Văd oameni pur și simplu explodați. Sunt poze făcute și sunt canale pe Telegram care arată războiul așa cum este el, groaznic, cum este el groaznic. Nu e chiar așa fashionistă situația de acolo. Păi nu e, tocmai asta e problema. Da. Situația nu e fashionistă deloc și tu o vinzi într-o manieră glossy, glamour. Adică eu îi văd pe oamenii ăștia că până la urmă știi că e și, se pune și problema asta. Dom'le, soldații ucraineni care se luptă acolo, îi văd, au apărut în cadre când se despărțau de soțiile lor, se duceau pe front pentru că așa era obligația acolo, da? Și apoi îi văd în cadre de genul ăsta nenorocite și mă gândesc și vedeam acolo când se despărțau de copii și apoi îi vedeam pe front căzute acolo apărându-și sara. Și sigur că în cadrul acesta nu prea e o idee bună. Poți să apar domnul Buzeanu peste, da, tot. Da. Putea, dacă dorea să răspundă invitației revistei Vogue, putea, da, spune în felul următor. Dom'le, noi aici avem un război pe cap. Dacă vreți, puteți veni și fotografia. Ședințele de război ai conduse de Zelenski la masă, adică cu toți momente oameni. Autentice, momente autentice. Da. Nu poți să-i spui, da, primei doamne din Ucraina, uitați-vă așa ușor mai tristă ca să prinde în cadru și în timp ce sunteți tristă gândindu-vă cum vă este sfârtecată țara, șuvița asta să vă cadă peste. Sunt suficient de trist așa? Nu, mișcare, un pic mai tristă. E o mișcare greșită pe care a făcut-o. O stupiditate. E o chestie stupidă pe care a făcut-o. Dar vreau să vă întreb dacă nu care cumva stupid este și faptul că îl consemnăm pe omul ăsta, pe Zelenski, în încercarea lui de a-și construi o imagine utilă până la urmă în nenorocirea asta pe care o vedem acolo în Ucraina. E util ca conducătorul Ucrainei să fie un om legitimat de lumea bună, mă rog, de lumea democrată de pe planeta asta, nu de oameni democrat, domnule, un tip putin. Dar nu remarcăm totuși ca fiind stupid faptul că Vladimir Putin a făcut ceva similar până în punctul în care ne aflăm acum? Nu și-a construit și Vladimir Putin, bă, putiniștilor, o imagine? Nu lucra la imagine? Dacă râdeți de omul ăsta acum, bă, dar de Putin, de ce, Doamne, iată, mă, nu râdeați? Dar n-a râs domnul Buzeanu de Putin când era călare pe urs, da, pe pingvin, pe ce mai călărea el? Mitale, că nu, domnul, păi domnul Buzeanu, eu am zis putiniști. Mă bucur că ai sesizat. Păi nu, dar am zis putiniști. Păi, dar de ce vorbești cu putiniștii? Păi pentru că putiniștii sunt acum foarte exacerbați. Putiniștii nu se uită la emisiunea asta, unul la mână. Da, și doi, putiniștii au o agendă personală. Noi vorbim cu oameni raționali, care, da, pot fi de partea Ucrainei, că există oameni raționali, da, în aceste tabere, sau pot în momentul de față să aibă niște semne de întrebare când vede că e timp pentru o sesiune de asta foto. Dom'le, pe timp de război, n-ai timp, ca să repet cuvântul ăsta în mod obsesiv, să-ți aloci două ore, trei ore să faci tu niște cadre frumoase. Dar până montează aia luminile și toate cele. Hai să ne alocăm. Poți să apari în absolut orice fel de revistă. E perfect îndreptățit să apari în orice fel de publicație și să nu refuzi absolut niciun fel de, dar nu de artistic. Apariție. Dar nu artistic. Dar în condițiile tale. E doamna, vrea pe front? Tu ții minte pozele cu Regina Maria pe front? Crezi că erau regizate? Sunt convins că erau regizate. Dar cum erau regizate, domnul Buzeanu? În timp ce îngrijea răniți. Da, da. Nu erau regizate. Pentru că, na, nu erau ceva în care pe lipsă purtau de inteligență nu puteai acuza, da, pe Regina Maria. Da. Bun.
E, vrei să-ți regizezi niște sesiuni foto? Bă, măcar nu o face așa. E foarte important argumentul reginei Maria, pentru că până la urmă, la situația pe care am parcurs-o în al doilea război mondial, această alcătuire a țării ăsteia îi se datorează sau este ceva ce a reușit regina Maria și a reușit și datorită imaginii pe care și-a creat-o. Imaginea era încă și de pe atunci era un element important. Sigur, regizată, sigur, făcută în fel. Sigur că acum transmit oamenii aceștia, bă, problema nu e atât de grea. Asta este ce transmit oamenii și asta e greșeala. Bă, problema nu e atât de grea, uite, mai face și un shooting aici, mai avem timp de moment artistic. Dar asta e marea problemă, că senzația e de... Da. Rău, dar avem timp și de un... E ca și cum te-ai anunțat că și-au organizat și o petrecere de ziua de naștere, a chemat câțiva apropiați, au petrecut până dimineața, au închiriat un restaurant, a fost frumos și a doua zi nu s-au lungit foarte mult, pentru că a doua zi avea un război de dimineață. E cam aceeași atitudine. Dom'le, nu-ți permiți. Dar nu-ți permiți vrea... să se vadă așa ceva. Aș vrea să asta ne uităm totuși spun că e o capcană. La ce mi se pare tot la fel de grav. Da. Să zicem că asta e grav, da? Eu admit că e o chestie gravă. Știu că eu un admirator, mă rog, eu sunt un admirator. Ei, asta cred că momentan, nu mai contestă nimeni, domnul. Momentan, că pot schimba o când opinia în legătură cu... Al domnului Zelenski. Îmi place domnul Zelenski cum și-a apărat țara. Mie așa mi se pare că trebuie să se întâmple lucrurile, da? Da. Bun, mi se pare o idee bună. Dar nu și apără imaginea. Sunt și în ideea în care, sunt și învârtit în ideea în care nu ăsta a fost scopul, dar ne-a ajutat și pe noi faptul că Ucraina nu s-a dat la o parte. Sunt convins că o Rusie puternică nu s-ar fi oprit acolo. Asta e părerea mea, sigur că părerea sunt împărțite. Dar sunt împărțit. Hai să ne uităm la niște oameni cu adevărat descrerați. Hai să urmărim totuși ce se poate întâmpla. Mai și nici domnul Buzeanu, că poate să fac plângere oamenii ăștia pe care i-ai numit tu. Domnul Zanfir, hai să mergem la Istanbul, unde s-a desfășurat un meci între Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu, și Fenerbahçe Istanbul, echipa locală, în preliminar de Champions League. Un meci încheiat cu calificarea echipei din Kiev și cu acest moment absolut jenant de pe stadion. Totul a pornit după ce Dinamo Kiev a marcat prin Vitalii Bruialski în minutul 57. Jucătorul lui Mircea Lucescu s-ar fi bucurat excesiv în fața suporterilor turci. Astfel, aceștia i-au răspuns prin scandarea numelui președintelui rus Vladimir Putin. Meciul s-a terminat în minutul 114 prin golul lui Caravaev, iar echipa lui Lucescu s-a calificat în turul al treilea al preliminariilor Ligii Campionilor. Partidă în care Dinamo Kiev o va întâlni pe Sturm Graz, campioana Austriei. Bun. Câte puncte are fiecare? Domnule, important este totuși să constatăm faptul că suporterii din Istanbul nu era un suporter care țipa ca nebunul pe acolo, ci era o peluză întreagă care îi cânta numele lui Vladimir Putin. Momentul în care se întâmpla chestiunea aceasta este momentul în care Erdogan îl vizitează pe Vladimir Putin la Sochi, momentul în care Erdogan garantează pentru securitatea portului Odessa când încep să fie transportate grânele ucrainenilor, momentul în care până la urmă Erdogan este o situație delicată economică acolo în Turcia și se întâlnește cu Vladimir Putin la Sochi, există această conductă Nord Stream prin Marea Neagră, similară conductei gazoductului Nord Stream 1 care livrează gaze pentru Germania și sigur că îi poate pune această condiție Vladimir Putin lui Erdogan. Băi, înțeleg că ești o armată importantă în NATO și așa mai departe, dar vrei tu mai departe ca anul viitor, când vor fi alegeri, totuși țara ta să fie într-o situație funcțională? Vreau măria ta, ar putea să zici că domnul Erdogan. Vreau măria ta. Nu știu zice chiar. Nu cred că îi zici așa. Dar vrei să tai gazele sau să reduc cantitatea de gaze pe care ți-o livrezi, așa cum le-am făcut nemților cu Nord Stream 1, care acum are o reducere de 20% de cantitate? Nu aș vrea așa ceva. Păi atunci, domnul Erdogan. Atunci am văzut că i-a cerut să-i livreze și lui drone, așa cum l-a livrat ucrainenilor. Atunci trebuie să faci așa, 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 așa. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, urmărind totuși părerea turcilor în legătură cu războiul. Aceste peluze din Turcia. Nu Zanfir, totuși. Da. Semnificativ. Dar nu vrei tu să simplificăm puțin și să spunem în felul următor? Da, vreau. Că Turcia a fost în postura Rusiei de astăzi de mai multe ori? Că ce face Rusia în Ucraina a făcut și Turcia în Cipru? Nu vrei să spunem că și liderul de la Ankara are apucături dictatoriale? Nu vrei să vorbim despre similitudinile din politica turcă și rusă? Ba vreau că e cumva ceva de ce te surprinde, la care suntem condamnați. De ce te surprinde că există niște turci care empatizează cu deciziile de la Kremlin sau cu liderul de la Kremlin în condițiile în care
Între Turcia și Rusia sunt multe asemănări, la nivel de leadership politic, la nivel de acțiune internațională, la nivel de atitudine militară. Singura diferență structurală e că Turcia face parte din NATO. Motiv pentru care suntem extrem de indulgenți când vine vorba de derapajele turcești. Da. Dar ți se pare vreun mare democrat Erdogan? Nu, mi se pare totuși un moment suspect pe care... Îi vânează pe ghiuleniști pe unde îi prinde? Cel în care, totuși, trebuie să remarcăm, domnul Zanfi, deci practic... Pe dizidenți, adică. Ce-am văzut acolo, în Ucraina? Am văzut copii omorâți, femei violate, blocuri explodate... Ai văzut război. Am văzut războiul ăsta. Generat de omul acesta, Vladimir Putin. Ce-au înțeles suporterii din Istanbul? Bă, extraordinar, tare de tot Putin. Ai văzut ce a făcut? Interesant. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Bună România! Uniunea Europeană a luat o decizie radicală în privința mașinilor și au zis în felul următor, în urmă cu câteva săptămâni, domnule, în 13 ani trebuie să trecem la mașini electrice. Se va trece la mașini electrice, sigur că argumentul este ecologia. Argumentul este ecologia, nu se mai poate cu acești combustibili să trece la mașini electrice, sigur că se pune problema dacă este fezabilă ideea asta. Cel puțin în formula actuală nu e. Le-a spus cineva acestor decidenți că momentan decizia e inaplicabilă în condițiile în care mașinile electrice ridică riscuri de mediu foarte mari. Ridică riscuri de acum, mediu și... poate va mai evolua tehnologia, dar noi nu avem tehnologia suficient de evoluată încât să putem pretinde că salvăm mediul cu mașinile electrice ale zilelor noastre, da. Pentru că în momentul în care ai epuizat o mașină electrică, după câțiva ani, desigur, bateria aceea e un pericol pentru mediul înconjurător, poate chiar mai mare decât cel reprezentat de mașinile convenționale. Dar sunt numai probleme acolo, sigur, sunt și probleme financiare, bateria costă foarte mult, costă, cred că, jumătate din prețul mașinii. Păi da, parte, nu mai schimbă nimeni, schimbă mașina. Furnizarea bateriei are nevoie de cobalt, cobaltul este în Congo, Congo este o zonă a Chinei, cumva vei fi dependent, 70% din cobalt este în China, vei fi dependent de China, nu numai cobaltul, mai sunt și alte, litiu, de exemplu, litiu e o nenorocie, tot în China îl găsești, deci practic vei fi dependent de China dacă te apuci să faci treaba asta, dar au luat această decizie. Și eu vă spun că o vor reevalua și vor găsi o altă soluție, că până la urmă ecologic trebuie să te comporți. Deci trebuie să ai un comportament ecologic într-un final și se va ajunge la ceea ce noi am promovat încă de la început și sunt din ce în ce mai multe știri care atestă lucrul acesta. Se va ajunge din nou la cal, la căruță, așa cum se făcea înainte, așa cum se circula înainte și era foarte bine așa. Era foarte bine așa, nu erau accidente. Deci uite, alt argument, n-ar mai fi accidente și așa mai departe. Uite un om care a venit în această idee. Uite un contraargument. Un contraargument de ce? Pentru că se mai pot petrece și accidente. Ia să vedem. Deși nu știu dacă e numit accident. Incident e cuvântul. Da, incident. E intenționat. Nu accident, incident, da. Cu I, de la intenționat. Haideți să vedeți ce se poate face cu o căruță. Incidentul a avut loc într-un magazin din Dolhasca, județul Suceava. Bărbatul, care este chiar paznicul magazinului, ar fi apelat la poliție după ce mai mulți tineri au început un adevărat scandal în magazin. Însă oamenii legii au spus să se descurce singur pentru că magazinul este proprietate privată. Supărat de reacția polițiștilor, a doua zi, după ce a ieșit din tură, bărbatul a mers acasă, a băut câteva pahare și a prins curaj. Și-a luat căruța și calul și s-a întors la magazin. Însă nu pentru a intra din nou la muncă, ci pentru a-și exprima nemulțumirea față de reacția oamenilor legii. Așa că a intrat cu calul până la casele de marcat, pentru a vedea dacă de această dată autoritățile vor interveni. Acum, făptașul va fi anchetat și ar putea fi sancționat. Expresia care rezolvă această situație la botul calului. Deci cam asta ar trebui să fie până la urmă situația pe care o parcurg cu oamenii acolo. Am văzut săptămânile trecute o știre cu un om care și-a dus căruța cu cal la spălătorie auto. Asta e în regulă. Asta e în regulă. Păi, văd că se duce chiar la magazin cu calul. Bineînțeles, cu calul la magazin. Căruță, da. De intervenții. Da, de intervenție căruță de intervenție rapid. Sigur că da. Da. Păi uite, de exemplu, dacă aș sesiza o problemă la nivelul capitalei, domnul Buzeanu. Da. Aș sesiza o situație neplăcută, tensionată pentru cineva. Eu știu cum aș proceda. Tu cum ai proceda? Eu n-aș proceda niciun fel. Tu n-ai proceda corect. Asta îmi place. Ești un fin observator distant. Doar mă uit și aș proceda și povestea televizorului a doua zi. Eu sunt mai om de acțiune. Da. Eu aș căuta de urgență un căruțaș. De ce? Păi doar nu-i vrei să mă uit la poliția locală. A, corect. Ai putea să rezolvi. Ce să fac la poliția locală? Dacă am, da...
Pardon? Da. Dar aș vrea să se înțeleagă că eu consider poliția locală un instrument inutil al administrației publice locale, exclus. Nu, departe de mine acest gând. De exemplu, dacă aș avea de alerga niște porumbei pe-n parc. Bineînțeles că aș chema poliția locală. Să văd și eu cum se alergă profesionist porumbei în parc. Pentru că poliția locală, oameni buni, la nivelul municipalității București, nu știu ce altceva face decât să alerge porumbei pe-n parc. Pentru că, v-am arătat imagini, mafia parcagiilor e protejată. Un căruțaș, în schimb, e eficient. Uite câte poate face un căruțaș. Știi ce fac, apropo? Că tu râzi aici. Dom'le, s-a dus cu căruța. Ha, 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 a rămas de căruță, poate să fie și asta o glumă pe care poți să o plasezi. Uite, plasezi glume. Da. Tu duci într-o cheie ironică. Eu sunt extrem de serios și implicat. Și pun suflet în această. Pe bună dreptate, da. Și pe dreptate, cu dreptatea sunt. Da. Ți se pare penibil, da? Că merge cu căruța. Ușor penibil. Tu ai văzut cu ce merge poliția locală în centru vechi? Cu ce merge domnul Zanfile? Cu mașina de golf! Ah, cu mașina de golf, d'acord. Deci merg, să-i vedeți îmbrăcați așa, cu uniformele alea care imită poliția adevărată, cu polițiști adevărați. Merg așa într-o mașinuță de golf câte patru. Dacă râs, se întreabă, e ceva amuzant? Da, sunt patru lucruri amuzante. Un, doi, trei, patru polițiști locali. Și să dau așa jos. Și dacă li se pare lor că e ceva, se ridică așa, cureaș. Vă rog să-mi dați și mie un buletin. Pleacă, Dumnezeu, de aici, am crezut că îmi ceri de chelii, că-ți dădeam. Auzi, dar crezi că e o decizie luată la nivel prezidențial și vor circula polițiștii cu mașini de golf? Mașini de golf. Nu știu, mă gândesc, mă întreb, poate are de aici. Țipa lumea după, e bila 3, gaura 3, gaura 3, să nu cazi în ea. Deci era de o chestie, nu-mi car și mie crosele, dacă tot e. Deci mașinuță de golf în centru vechi. Da. Eram cu niște cetățeni la masă, oameni. Astea nu, domne, astea sunt de intervenție. Cu astea se duce poliția locală la război. Nu! Mașinuță de golf. De-aia de golf, efectiv de golf. Da. Erau câțiva cetățeni la masă care consumaseră nu doar apă minerală. S-au uitat la sticlă de 4 ori. Dom'le, cât am băut, văd 4 polițiști într-o mașină de golf. Am halucinații. Ce mi-au pus ăștia în pahar? La mare ăștia nu ți-a pus nimeni nimic în pahar. Stai tu liniștit. Bun. Și te-a dat, pune-i mâna pe ei. Într-adevăr, erau. Și cel mai amuzant lucru, apropo, de ce eu, de exemplu, le-aș da căruțe polițiștilor locali, istoria autentică, domnul Buzăianu, povestită de brigada rutieră. Da. Dom'le, poliția rutieră, care e poliție. Absolut. Orice s-ar spune despre ea, a lăsat fără permis niște polițai locali de centru vechi care credeau că, da, colega, ce s-a întâmplat? Aveau atitudinea, da, colega, care e problema? Vă rog să prezentați un act de identitate. Uite, eu sunt de la poliția locală. Hai, domnule, dă-mi un act de identitate. Se întâmplă lucruri grozave în centru vechi. Se întâmplă lucruri grozave, o să se întâmple lucruri grozave și mâine să aveți o Românie bună în continuare, totul ușa pe B1. Mâine la 19 ne întoarcem, toate cele bune. Da.